bine să veni cu drag la Prof. Online cu exerciții de matematică la algebră. Asta, da? Da. Problema 5 era pagina 163. Problema 5 de la 163. În ipoteză. Așa. Triunghiul M, N, P. M, N, P. Măsura unghiului M, N, P. 90 de grade. Măsura lui M, N, P. 90 de grade. Egal cu 90 de grade. M, P egal cu 4 radical din 10 centimetri. 4 radical din 10 centimetri. Centimetri. Cotangenta unghiului M. Cotangenta unghiului M. 1 pe 3. Egal cu 1 pe 3. Să se afle amic lungimile segmentelor N, P. N, P egal cu cine? Și M, N. M, N egal cu cine? Și la B mic. Sinusul unghiului mic. Q, N, P. Sinus lui Q, N, P. N, P. Cosinusul unghiului M, N, Q. Unde Q? Unde M, Q? M, Q e perpendiculară pe M, P. Perpendiculară pe M, M, P. Și Q aparține lui M, P. Q aparține lui M, P, da? Da, da. Asta e drumul. Deci, desenăm și noi triunghi dreptunghic, unghiul drept în N. Corect. Eu am să mă fac tot așa cum faci mai obișnuit, unghiul drept sus, M, N, P. Avem că M, P, ipotenuza afli, da? 4 radical din 10. Da. Și pe tangenta unghiului M e 1 pe 3. De aici plecăm, cred că, nu? Sigur, păi din datele probleme. Cu cine este egal cu tangenta? Cu tangenta cu... La cateta alăturată pe ipotenuză? Da. Cateta cu tangenta, cateta alăturată pe... E cateta opusă. Așa. Catetele le are în vedere. Cine le are cu ipotenuza? Sinusul și cosinusul. Sinusul e cateta opusă pe ipotenuză, cosinusul e cateta alăturată pe ipotenuză, tangenta cateta opusă pe aia alăturată și cotangenta invers. Deci, o să zic și eu. Cotangentă de unghiul M, egală cu, spunem tu, cotangentă de unghiul M e cu cateta alăturată de, adică de M, P. Păi alăturată. Cateta. Mână. Păi catetele, cele care formează unghiul drept mai. Și caută mână, M, P, ipotenuza asta. Mână. Mână. Supra. Supra, N, P. N, P. Și egală, spune problema, cu 1 pe 3, nu? Da. Deci, practic, asta s-ar traduce într-o relație de tipul 3 mână. 3 mână egal cu un NP. NP. Asta ar fi. Autorul putea să fie drăguț să ne spune. Să dă un triunghi dreptunghic în care de 3 ori mână face cât MP. Acum din teorema lui Pitagora. Adică? 3 mână pătrat. Nu, noi spunem M, N, pătrat plus M, P, pătrat. Da, egal cu M, P, pătrat. Deci o să adăugăm de sub. M, N, la pătrat plus, plus M. 3 mână. Hai să scriem deodată așa. N, P, la pătrat egal cu M, M, P, la pătrat. P, la pătrat, echivalent cu. Și acum înlocuim. M, N, pătrat plus 3 mână, pătrat. Plus 3 mână în paranteză totul la pătrat. Da. Așa, că altfel dacă zici numai mână la pătrat, e greșeală. Egal cu 160. Pa. 16 ori 10, 160. Echivalent cu? Echivalent cu 10 mână pătrat. Corect. Că e 91, da? Da. 10 mână pătrat egal cu 160. Da. Și de unde mână simplu e 4.
mână e egal cu 4. Dacă mână e 4, atunci NP... NP este 12. Egal cu 12. NP 12. Și mână 4, nu? Da. Am răspuns la punctul A. A. Da. Acum la B. Sinus de Q NP. Dar să ducem Q. Nu Q perpendicular pe MP. Ducem înălțimea din N. Da. Și notăm cu Q. Cu Q, da. Sinus de Q NP. Q N P. Care ar fi? Egal cu sinus de N MP. Cine e Q N P? Q N P este unghiul ăsta de aici. Da. Dar din ce triunghi are? Din N Q P. Da. Deci acum am un alt triunghi drept unghi. Și sinusul ce e? Cateta care? Sinusul egal cu cateta care? Miruna. Sinusul care? Cateta opusă supra ipotenuză. Deci într-un triunghi dreptunghi, sinusul e cateta opusă supra ipotenuză. Cateta opusă, deci în triunghiul. În triunghiul NQP. În triunghiul NQP. Sinus. Miruna, te rog, sinus de QNP. Da? Da. QNP. E clar cu, te rog acum. Care te-a opus, concret? Care te-a opus QP? Corect. PNP. QP, PNP. QP, PNP. Și egal Adi? QP, noi știm. QP, nu știm, da. Și NP, tocmai am aflat-o, care e 12. Deci QP rămâne să o aflăm și 12, da? Uh-huh. Ne trebuie QP. Cum să o aflăm pe QP? Noi știm pe toată, pe MP toată. Uh-huh. Cum am aflat pe QP? Păi... Știm că tu-i mână, nu P. Da. Și noi pe cine trebuie să aflăm? Pe QP. Păi... Sinus de Q, nu. Egal cu QP ori nu P. Ce teoremă? NP la a doua egal cu QP. NP la a doua? Cateta. Cateta. Deci în triunghiul mână P, în triunghiul mare, deci în triunghiul AD, mână P, conform teoremei catetei, de ce? Dar rezultă că NP la pătrat, NP la pătrat, o catetă la pătrat, egal cu MP, MP, toate ipotenuza, da, ori QP, MP, ori QP, corect. NP pătrat, echivalent cu? E, o știm pe NP, 12 la pătrat, adică 144. 144 este egal cu... MP, care este 4 radical din 10. Da, 4 radical din 10. Ori QP. Ori QP. De unde e QP? Rezultă că QP este egal cu 144. Da. Împărțit la 4 radical din 10. Da. Și este egal cu... Hai, prin 4 se simplifică. 72. Nu, 4 în 14. De 7, bă, nu. 4 în 14 de 3 ori. 3 ori 4, 12, 24 de 6 ori. 36. Pe radical din 10. 10. Aplicăm conjugata, nu lăsăm așa, credem la clasa 7-a. Radical 10 și o să fie egal cu 36 radical din 10. 36 radical din 10 supra 10. 10. Se simplifică cu printr-un 2. 2, da, și o să rămână 18 supra 18 radical din 10 supra 5. Deci 18 radical din 10 supra 5 este rezultatul QP. QP. Da? QP este asta. Uite, QP este... Și eu am nevoie de QP. Acum chiar aici. Deci voi continua aici egal cu... 18 radical din 10 supra 5. Totul supra 12, care e egal mai departe cu... Deci sinus de QNP, ăsta care mă interesează, este egal cu
18 radical din 10 pe 5, înmulțit cu inversul. 1 pe 12 ani, da? Da. Cu inversul lui 12. Și 12 cu 18 simplificăm. Se simplifică printr-un 6. 6. 3. 2 și sus 3, da. Și o să fie 2 radical din 10. 3 radical din 10. 3 radical din 10 pe 5. Pe 10. Pe 5 ori 2. Pe 10. Pe 10. 3 radical din 10 pe 10 este sin de Q ne p. Ce fel de număr trebuie să fie Miruna? Sinusul unui unghi. Mai mic decât 1. Mai mic ca 1. Oare e adevărat? E mai mic ca 1? Da. Ce păreai? Da. Poți să demonstrezi? Da. Cum? 10 radical din 100. Cum? 10 radical din 100. Așa. 3 ori 3, 9. 9 ori 10 și radical din 90 pe radical din 100. Adică mai mic decât 1. Deci putem să-l băgăm pe 10 deasupra radical. Tu spui așa. Deci egal mai departe. Cu 3 radical din 10 supra radical din 100, da? Da, îl băgăm și pe 3 radical. Îl băgăm și pe 3 și sub radical vine 9. Da. Și face radical din 90 supra radical din 100, care înseamnă egal cu radical adânc. Poți să spui radical adânc din 90 pe 100. Simplificăm prin 10 și face radical din 9 pe 10. Și cum 9 pe 10 e mai mic, 9 pe 10 mai mic ca 1, atunci și radical din 9 pe 10 mai mic ca 1. Și într-adevăr, e o valoare corectă. Sinusul acesta există unghiul acesta. E o valoare mai mică decât 1. Dacă ar fi dat mai mare ca 1, făceam alergie. Nu-i voie. Pentru sinus și cosinus niciodată sunt mai mari ca 1. Întotdeauna mai mici ca 1. Da. Faceți, după ce ați găsit sinusul unui unghi și vă dați un număr, faceți și testarea asta. Vedeți dacă e mai mic ca 1 și dacă da, înseamnă că e o treabă bună. Dacă nu, ați greșit la calcul. E problema voastră atunci. Da, și acum să vedem ce mai avem acolo. După ce am găsit sinusul unghiului acesta, cosinusul de mână până. Cosinus de mnp. Ai cateta alăturată pe ipotenuză. Cosinus e cateta alăturată m mn. Adică mp. Mnp. Mnq. Mnq. Mă uitam acolo, e 90 de grade. Mnq. Mnq. În ce triunghi trebuie să-l văd? Ca să fie clar pentru toată lumea. Mnq. Triunghiul MNQ. Cateta alăturată e NQ. Cateta alăturată este NQ. NQ. NQ, da. Supra ipotenuză, adică MN. Adică MN. Supra MN. MN îl știm. MN îl știm. El avem 4. Nu știm pe NQ. Păi NQ știm. E MN pătrat? Nu. MN pătrat egal cu M P. MN pătrat. Pitagor, vezi, nu? Sau cateta... Teorema catetei. MN pătrat este egal cu toată M. P. M, P, ori M, Q. Uh-huh. Și afli pe M, Q. Și pe urmă să-l afli pe M, Q. Da. N, Q, pitagor, teorema înălțimii, triunghiul MN, P. N, Q pătrat egal cu M, Q, ori Q, P. Da. Da. Deci, hai să zicem, teorema înălțimii din triunghiul. Deci, în triunghiul MNP, totdeauna să fixați triunghiul, da? Da. În care aveam că... Mulțumesc. Aveam că... unghiul N, măsura lui M, sau N, măsura lui N, este de 90 de grade, adică spune că suntem într-un triunghi dreptunghi, da? Și că NQ, NQ e perpendiculară pe MP, și atunci sunt toate condiții, vorbim de teorema înălțimii, teorema înălțimii, care spune că NQ la a doua egal cu MQ, totul la a doua egal cu MQ ori QP. Ori
cub b. NQ la a doua, NQ egal cu... NQ nu știu. Ah, atunci NQ la a doua. Din teorema lui Pitagora. Egal cu... Nu, nu, nu. Deja am pus o teoremă. Da. M pe 4 egal din 10. MP e 4 egal din 10. MP 4 egal din 10 și cub am aflat-o. E exact. 18 egal din 10 pe 5. Adică, dacă o știu pe toate MP și pe QP o știu, scădem pentru asta, nu? Da. Deci zicem că M, hai să spunem că M, P, P egal cu cât? În problemă e dat. Că M, P, 4 radical în 10. Apoi am că QP, QP a fost găsită de noi cât? QP, QP, 18 radical din 10 pe 5. 18. Radical din 10 pe 5 și din astea două rezultă că MQ va fi din 4 radical din 10 minus 18 radical din 10 pe 5. 5. Amplificăm cu 5. Exact. Și o să obținem 20. Da? Obținem radical din 10. De ce 20? 4 ori, 5, 20. Aia e dreptate. Deci 20 radical din 10. Minus 18 radical din 10. Corect. Totul supra 5. Da? Și face 2 radical din 10 pe 5. Radical din 10 pe 5. Și acum o știm. Deci o să zicem că aici e egal mai departe. Cu 2 radical din 10 pe 5. 2 radical din 10 pe 5 totul pe 4. Pe 5, de ce totul pe 4? Ori ori QP. Aici. E mulțit, Adi. Nu, eu mă uitam mai sus. Deci 2 radical din 10 pe 5. Da. Pe 5 e mulțit cu QP, cu 18 radical din 10. 10 pe 5. Ori 18 radical din 10 pe 5, care face în final 18 ori 2 face 36, adică 6 la a doua ori 10 pe 5 la a doua. Da. 2 ori 18 și da. 36. 5 la a doua. De unde NQ simplu va ieși NQ va fi egală cu NQ cu radical din... Cu 6 radical din 10 pe 5. Da. 6 radical din 10 pe 5. Iată și pe NQ că am aflat-o. Ne întoarcem la NQ de aici. Și zicem că NQ este 6 radical din 10 pe 5, totul pe 4. Totul pe 4 și va egal face... Egal cu 6 radical din 10 pe 5 ori 1 pe 4. Ori 1 pe 4 și egal cu? Egal cu 6 radical din 10. Să simplificăm în 2, adică 6 da. Cu 4. Într-un 2. Și face 3 radical din 10. Da, 3 radical din 10 pe 10. Pe 10. Da. Ce părere ai? 3 radical din 10 pe 10 e mai mic ca 1? De obicei, de unde e 2 radical din 10? Nu era 4 radical din 10, MP-ul. Păi, NQ supra MN. Da. NQ este 6 radical din 10 pe 5. Da, eu am văzut acolo. Da? Că am avut NQ la 2 egal cu MP ori QP. NQ la 2, așa a fost. Da. NQ egal 2 radical din 10 pe 5. Da, MP-ul nu e 4 radical din 10. Nu, MB. Da. Dar nu-i MB. MQ ori QP. MQ. EMP. Am gândit greșeală aici. Bun. MQ ori QP. MQ. Aici. Da? Bine, am revenit. MQ ori QP. Iar MQ am aflat-o 2 radical 10 pe 5. Ori 18 radical 10 pe 5. 6 la 2, 10 pe 5 la 2. Deci este corect. Oare e adevărat? E mai mic ca 1? Că să nu fi greșit la calcule. 3 radical din 10 pe 10. O fi mai mic ca 1?
Am mai avut parcă 3 radical de 10 da. Pe 10. Și? Și este adevărat. Mai e mica lucru, mm-hmm. Când ducem prin 90, adică iată că sinusul unghiului acesta, cosinusul unghiului MMQ, MNQ, adică ăsta de aici, cosinusul unghiului ăsta, egal cu ce am mai făcut mai devreme cu sinusul QNP. QNP. Păi, unghiul, deci atenție, sinusul unghiului ăsta, egal cu cosinusul unghiului ăsta. Da. Pentru că împreună fac 90 de grade, legătura între funcții și cofuncții. Mm-hmm. Iată ce deșteaptă treabă. Cosinus de 90 grade minus alfa egal cu sinus de alfa. Exact asta. Și noi dacă eram pe fază, nici nu mai trebuia să mulțim la cosinusul ăsta. Deci ni s-a cerut cosinus de MNQ, care egal cu cosinus de 90 de grade minus alfa. Alfa ăsta, da? Adică minus unghiul QNP. Alfa să notez. Minus alfa. Și care egal cu sinus de alfa. Și sinus de alfa l-am aflat. Alu QNP. Cât a dat sinusul? Este pe aici, mâneva mai devreme. 3 radical de 10 pe 10. Nu trebuia să muncim deloc. Da, nu se aude? Da, nu se aude, cred că s-a terminat bateria. Alo? Da. Schimb acum bateria? Nu, se aude. A trebuit să audă. Văd că bat, nu se aude. Ce înseamnă? Da, acum se aude. Era butonul ăla. Se aude? Acum, da. Se aude, sigur. Lumea, cine ți-i clar ție? Clar. Da. Deci, remarcam faptul că dacă eram mai atenți, nu mai trebuia să mai calculăm. Am aflat sinusul, cosinusul. Exact. Fiindcă aceste două unghiuri împreună fac 90 de grade, cum sunt acele două unghiuri când fac împreună 90? Complementare. Complementare. Fiindcă sunt complementare, știam sinusul egal cu cosinusul complementului. Ieri am vorbit de legătura între funcții și cofuncții, nu? Corect. Sinus de alfa egal cu cosinus de 90 minus alfa. Și era treaba rezolvată. Deci să vedem, mai ziceți o dată, sinusul, fără să vă uitați. Și cu cine e egal? Cu cateta opusă supra ipotenuză. Cosinus. Cu cateta alăturată pe ipotenuză. Tangenta. Tangenta, cateta opusă supra cateta alăturată. Și cotangenta? Cateta alăturată supra cateta opusă. Sinusul opusă pe ipotenuză, cosinus, vecina, alăturată unghiului pe ipotenuză, tangenta. Dar deși totdeauna pe ipotenuză, că e mai mare. Și cateta e mai mică decât ipotenuză. Și raportul ăsta a fost notat așa. Cum te numești? Ioan, Vasile. Așa, raportul ăsta a fost notat cu sinusul unghiului. Este un număr. Ca să plecați de undeva. Neapărat trebuie să știm pe astea, da? Sinusul. S-a definit. Sinusul este cateta opusă spre cosinus, cateta alăturată. Mai putem să tangenta opusă. Iar e opusă. Alăturată și cotangenta e invers. Alăturată pe opusă. Alăturată. Decât inversa decât tangenta. Mergem la algebră. Algebră, da? Mergem la algebră. Oprim fișierul, domn profesor? Oprim, da.